Doliu în lumea gimnasticii mondiale, Bela Caroli, legendarul antrenor care a scris istorie cu Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, a murit în Statele Unite la vârsta de 82 de ani. Suferea de Alzheimer, dar avea și alte complicații medicale, însă cauza decesului nu a fost încă dezvăluită. Bela și Marta Caroli au antrenat zeci de campioane care au adus cele mai importante titluri și medalii olimpice pentru România. Un 10 după un exercițiu perfect al Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 76 a uimit o lume întreagă și a scris istoria gimnasticii. Triumful echipei României avea să construiască și reputația de mare antrenor al lui Bela Caroli. Alături de soția sa Marta, antrenorul a format echipa de elită a gimnasticii din anii 70, care a adus României 14 medalii olimpice. El este cel care a șlefuit-o la școala de la Onești, pe cea care avea să devină zeița de la Montreal. E cineva care știe gimnastică? Două fetițe timide din fundul clasei, cu degetuțele sus, dar ne place. Una dintre ele a fost Nadia. 48 de ani mai târziu, cu vocea frântă de emoții, Nadia îl evocă pe cel care i-a influențat destinul. S-a stins din viață o persoană care m-a ghidat spre succesul primului 10 de la Montreal. Un om care m-a învățat să fiu puternică și m-a învățat cum să navighez în viață. Născut la Cluj, Bela Caroli a participat alături de echipa de gimnastică a României la două ediții de Jocuri Olimpice, Montreal 1976 și Moscova 1980. Cea din urmă ediție avea să fie definitorie pentru destinul său. Am oprit 25 de minute concursul, protestând împotriva furtului pe față, pe care pe vremea aceea am suportat din partea organizatorilor ruși. Plecați câteva luni mai târziu cu echipa României la un concurs în Statele Unite, soții Caroli, sătui de controlul dictaturii române, au luat o decizie care a șocat o țară întreagă. Zic, Nadia, noi nu ne întoarcem. La care a început să plângă. Vreau să rămân. Eu rămân cu voi. Eu nu mai plec acasă. A câștigat câțiva ani mai târziu primele medalii olimpice din postura de antrenor pentru Statele Unite. Timp de 4 ani a pregătit lotul olimpic american. Looking good? That was nice. Zecile de medalii olimpice cucerite în cariera de antrenor i-au adus un loc în Hall of Fame-ul gimnasticii. Bela Caroli a fost apreciat, dar și criticat de unii sportivi pentru metodele dure pe care le folosea la antrenamente. Deocamdată nu se cunoaște cauza oficială a morții, dar se știe că fostul mare antrenor suferea de boala Alzheimer și alte complicații medicale.